Deci, iată desfrâul, care astăzi este un păcat public, acesta atrage asupra noastră și asupra poporului mânia lui Dumnezeu. Iată, Sodoma și Gomora au fost cetățile pedepsite de Dumnezeu pentru fără de lege din ea. Astăzi există o Sodomă și o Gomoră generalizată în întreaga lume. Deci astăzi se schimbă soții cum se vrea. Astăzi, dacă n-ai amantă, nu ești bărbat. Dacă nu ai și relații extraconjugale, nu ești femeie. Deci, în primul rând, este pervertită concepția morală a societății. Deci desmărțul a intrat în măduva oaselor poporului.